Salutare lume, eu sunt Volgas și iată-ne la primul episod din cariera noastră cu Steaua pe FIFA 2015. M-am hotărât să nu fac niciun transfer și să jucăm cu echipa actuală, pentru că mie îmi place. Avem aici meci în Supercupa României cu Astra. Primul meci. Să vedem. E ok formația. Să trecem la meci. Jucăm pe arena națională. Foarte frumos. Astra are lovitura de start și meciul începe. Sper să vă placă această serie, mie chiar îmi place să joc cu Steaua. N-a mers pas aici al lui Hamrun. Budescu către William. Și Astra are jucători foarte buni. Trebuie să ne apărăm foarte bine. Cei de la Astra obțin un out. Muniru recuperează foarte bine și este au de poartă. Cojocaru degajează. Hamrun câștigă duelul la cap. Muniru. Hamrun. Brevel. Nu cu Ghierme vroiam. O centrare cam proastă a lui Kipciu. Kipciu în realitate este într-o formă foarte proastă, dar în joc e excepțional. Acum Tade. Nu cu Popa vroiam. Pe toată FIFA îți mai dă singur pasele unde nu vrei tu. Al senat acum, Breveld. Breveld foarte bine către Hamrun. Hamrun este faultat. Și jucătorul Astrei ia un galben. Ți-i du Yahaya. Să încercăm un șut către poartă. Un șut prins foarte ușor de lung. Avem jucător foarte bun în apărare. Și nu cu Kipciu vroiam cu Tade. Varela către Muniru. Tade. N-a mers pasa către Popa. Acum Brevel foarte bine. Kipciu șutează. Și din nou Kipciu. Faze importante pentru echipa noastră. Trebuie să presăm mult mai mult. Trebuie să câștigăm acest meci. Budescu acolo, foarte frumos. Și Budescu șutează peste poartă, scăpăm. Budescu este foarte periculos. Nu a fost corner. Trebuie să scăpăm și de această dată, scăpăm. Acum Kipciu poate ieși pe contraatac. Kipciu. Îi trebuie mai mult sprijin Tade. Kipciu dacă putea să treacă acolo. Era o ocazie destul de importantă pentru echipa noastră. Pentru Steaua București. Echipă foarte mare. Scăpăm. Brevel către creatorul echipei Hamrun.
Din nou Hamrun. Hamrun are un overall foarte mic pe FIFA. Hamrun! Apără lung! Incredibilă! Ocazie foarte mare! Hamrun și pe FIFA este un jucător bun, iar dacă putea să aibă statusurile un pic mai mari, cei de la Astra se încurcă. Popa așteaptă sprijin. Acum Alsena centrează către Tade. Lovitură de cap foarte slabă. Acum Tade pierde mingea și Muniru, dar se luptă și câștigă și se termină prima repriză. 0 la 0 în Supercupa României. Avem 47 posesii, ar trebui să mai lucrăm la ea, să ținem mai mult de minge și să și atacăm, să și înscriem. Ciu către Tade. Tade a greșit acolo. Enache, jucător foarte, foarte ofensiv. Acum Alibek, Cojocaru iese. Cojocaru către Guilherme, Breveld, până la Kipciu. Tadeș este și în apărare în aceste momente. Trebuie să-și răscumpere greșeala și a ajutat foarte mult. Breveld trece cu mult noroc. Hamrun. Hamrun a încercat o pas acolo. Și ocazie! Cred că acela a fost Iahaia care a scos de pe linia porții. Incredibil, ocazie uriașă. Să deschidem scorul. Acum contra celor de la Astra. Și-a bătut joc de această fază. Schimbarea la Astra iese cu Dio, nu vreau pot să-i pronunț numele, și intră Florescu. Cei de la Astra atacă prin Budescu. Florescu a avut spațiu să centreze și Alibek peste poartă. Putea să fie gol. Intră și Kehin de Fatai, jucător foarte bun. Cei de la Astra încep să atace. Acum Popa, nu prea l-am văzut în acest match. Popa. Din nou Popa. Și cei de la Astra au out. Acum Hamrun. Hamrun către Kipciu. Neatent. Jucătorul nostru. Acum o fază bună. Dar Kipciu nu a centrat. De ce n-a centrat Kipciu? Nu pot să-mi dau seama. Guilherme recuperează și Tade în poziție de offside. Muniru și-a prelungit mingea prea mult și Laban. O minge foarte frumoasă, dar Toșca este atent. Hamrun rămâne fără energie. Tade o pasă bună către Kipciu. Nu este nimeni în careu. A venit. Hamrun greșește.
Munirul este păcălit acum găman. Enache. Ocazii și pentru Astra. Tadei greșește. Și ocazie uriașă pentru cei de la Astra. Mai sunt doar 2 minute. Trebuie să ne apărăm. Trebuie să câștigăm acest match. Se termină așadar cele 90 de minute. Vom intra în prelungiri. Trebuie să facem niște schimbări. Intră Stanciu și Tudor în locul lui Tade. Tade este deja obosit. Și vom mai vedea pe parcursul meciului. Avem nevoie de întăriri. Stanciu poate schimba meciul. La fel și Tudorie, jucători foarte buni. Foarte tineri, foarte buni. Acolo n-am înțeles ce a fost. Paul pentru cei de la Astra. Sperăm că Budescu nu e așa bun la lovituri libere ca în realitate și nu, nu este. Bojocaru degajează. Tudore câștigă duelul aerian împotriva lui Budescu. Răuț îl păcălește pe Stanciu. Stanciu n-a mai apucat să facă dribla acolo. Dar Brevel, acum Tudorie, gol! Tudorie! 1-0 pentru noi, pentru Steaua. În minutul 100 deschidem scorul. Prin Tudorie. Acum Fatai, o pasă bună către Budescu, dar nu a câștigat la cap. Enache acum, Enache, bară Enache, ocazie mare pentru cei de la Astra. Acum Tudorie a ratat mingea și este offside. Două minute de prelungiri pentru a doua repriză. Acum o minge bună pentru Tudorie. Vreau să fac preluare, dar n-am mai apucat. Se termină și prima repriză din prelungiri. Trebuie să rezistăm, să nu ne luăm gol. Ipciu trece de Nache. Îi trebuie sprijin. Stanciu, șut bun, dar pe lângă poartă. Stanciu este foarte periculos. Dar Hamrun este mai bun. Kipciu, Tudorie, Tudorie. Vreau această lovitură liberă. Și jucătorul Astra îi primește un galben. O să batem cu Stanciu, este un jucător foarte bun. Stanciu! Un pic pe lângă poartă. Trebuie să ne apărăm bine la această fază și o facem. Ups, n-am vrut așa, Kipciule.
Florescu trece. Florescu, după cum vedeți, este Kjell. Foarte bine Brevel până la Tudorie. Tudorie nu are viteză foarte mare, dar trece acolo de răuță. Răuță este foarte obosit. Tudorie apără Silviu Lung. Și asta nu cred că mai poate face ceva. Mai sunt doar câteva minute. 3 minute de prelungiri. Trebuie să creeze ceva asta dacă vrea să ajungă la penaltiuri. Și Muniru ne salvează. Tudorie pierde această minge. Și se termină meciul. Câștigăm Supercupa României. Cu greu, dar o câștigăm. Am primit 200.000. Mai avem noi încă 4.250.000. Nu vom face transferul, după cum v-am zis. Vreau să rămân cu această echipă. Alexandru Tudorie vrea să joace în următorul meci. Îi vom da această ocazie. Dar în episodul viitor vom avea primul meci din campionat cu Astra din nou. Sper că v-a plăcut. Sper că am luat o decizie bună să schimb cariera cu Liverpool în aceasta cu Steaua. Eu am fost Volgas și acesta a fost primul episod din cariera noastră cu Steaua. Salut!